O veste bună pentru cei care trebuie să respecte un regim alimentar din cauza problemelor de sănătate. În comuna Mărăcineni din județul Argeș se produc conserve dietetice de la diferite sortimente de zacuscă fără prăjeală până la gemuri sau dulcețuri fără adaos de zahăr, iar succesul afacerii constă în vânzările realizate. Legumele și fructele proaspete cultivate în gospodăria proprie, echipamentele de procesare achiziționate fără credite, precum și rețetele tradiționale vechi specifice locului, sunt doar câteva dintre atuurile succesului. Numele meu este Irina Toma, sunt din Mărăcineni Argeș, sunt producător autorizat și produc inclusiv mare parte din materia primă pe care o procesez. Produc și floare, produc și fruct și mare parte dintre legume. Dar produc doar în scopul procesării pentru atelierul propriu. Totul este făcut din eforturi proprii, creșterea a fost organică, pe măsură ce am reușit să câștigăm, am reinvestit și am dezvoltat partea de procesare. Am preferat să gestionez cât am putut bănuții de bine ca să nu ajung cumva în incapacitatea de a plăti anumite credite. Și atunci m-am dezvoltat natural de fiecare dată. Așa stând lucrurile, ideea asocierii nu a fost o prioritate și nici o provocare acceptată. Asocierea poate v-ar ajuta? Poate și nu, pentru că sunt rețete multe, sunt moduri de procesare diferite. Eu lucrând tradițional și lucrând după rețetele vechi și aducând îmbunătățiri, de exemplu, la rețetele de zacuscă, eu nu fac prăjeală și mă adresez celor care au probleme de digestie și care ar mânca, dar nu se pot atinge de ele. Pe anumite sectoare am făcut îmbunătățiri după rețetele vechi, dar baza este aceeași. Sunt rețetele vechi tradiționale, la dulceață kilogram de fruct, kilogram de zahăr și zeamă de lămâie. Zacuștile au aceeași componență ca din totdeauna, doar că sunt diferit procesate pentru a fi mai ușor accesibile celor cu diverse probleme de sănătate. Și cam asta dintre ele. Am făcut un sortiment destul de larg de gemuri fără zahăr, îndulcite cu suc de mere, cu suc de struguri sau fără niciun fel de alt îndulcitor, doar fructul respectiv fiert și făcut gem. În ultima perioadă, numărul consumatorilor care preferă dulcețurile și gemurile fără adaos de zahăr sau zacusca fără prăjeală este din ce în ce mai mare, iar vânzările îi motivează pe producători să diversifice gama.